În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, nu mai e nevoie de prezentat atmosfera de sărbătoare, pentru că se simte din colindile pe care le ascultăm sau pe care le-ați savurat în timp ce s-au cântat la strană, cântări frumoase și învățături dogmatice pe glasul poporului și pe inima poporului pentru lumea simplă, așa cum și pictura din biserici era o scriptură pentru cei neștiutori de carte, prin imagini. La fel și colindul ne împinge sau ne trimite direct în ce? În esența tainei, în adâncul sărbătorii, nașterea lui Iisus Hristos. Și iată că dacă ne uităm, mi se pare că este a patra săptămână de post care a trecut. Deci am intrat astăzi în Duminica Sfinților Strămoși și apoi a părinților după trup și vom vedea imediat că vom intra și la Cartea Neamurilor lui Iisus Hristos. Deci, de acum înainte vor fi niște duminici speciale, duminica de dinainte de botez, duminica de după botez, de înainte de naștere, duminica de după naștere și vom avea și ne vom învârti în jurul unor învățături care să ne facă să înțelegem centru de greutate a creștinismului Iisus Hristos sau întruparea Fiului lui Dumnezeu sub vrem din mamă, deși El și-a păstrat calitatea de Fiu mai înainte de toți vecii, din Tatăl. Evanghelia de astăzi este una simbolică. Nici nu bănuiți cei ce stați în biserică că Evanghelia de astăzi se referă la două lucruri deosebite. Prezența la Sfânta Liturghie și împărtășirea cu Sfintele Taine, dar și prezența la parusie, la venirea Mântuitorului, când toți va trebui să fim împărtășiți și pregătiți pentru a ne întâlni cu El. De aceea, cel care prezintă această cină de astăzi este un om oarecare. Dacă ne uităm la Apostolul Pavel, dacă ne uităm la învățătura Vechiului Testament, vom vedea câteva argumente care spun așa: eu sunt cel ce sunt, deci Dumnezeu n-are un nume, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, dar El nu este un oarecare, ci este Cel care ne-a creat pe noi. Este un om oarecare în mintea celui care nu crede și nu înțelege învățătura ortodoxă, creștină, ca să-i spunem. Cina sau ospățul acesta are la baza lui trei forme. Primul tablou este divin. Din toți pomii să mănânci, din pomul binelui și răului să nu mănânci. Iată. Apoi este un ospăț pământesc în care cei ce jerfeau la templu mâncau din carnea jerfită de dobitoace după ce le și a dobitoacelor jerfite după ce le ardea grăsimea și se împărțea de către leviți la preoți și la popor și așa mai departe, ce făceau cu acele jerfe permanente care se săvârșeau la cortul sfânt. Și în cele din urmă, un ultim ospăț, cel pe care îl auzim noi permanent, dar nu-i dăm suficienta importanță: luați, mâncați, acesta-i trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Beți dintr-o acesta toți, că acesta-i sângele meu, a legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Dar până la acest ospăț, deci până la acest ospăț, mai avem două ospeții premergătoare. Întâi, întâlnim cazul înmulțirii pâinilor. Și ați văzut cum este relevantă din punctul de vedere al apostolilor, odată 5 pâini și 2 pești și odată 2 pâini și 5 pești. Deci minunea nu constă în faptul numărului pâinilor. Minunea constă în faptul că cel care le-a binecuvântat a săturat mulțimile și popoarele în pustie și au strâns odată ca la 7 coșuri de fărâmituri și odată ca la 12 coșuri de fărâmituri.
a strâns 7 coșuri, simbolul celor 7 taine care se derulează de-a lungul Vechiului Testament și a Noului Testament până în zilele noastre, întâi prin proroci, prin profeți preînchipuite, dar acum adevărate și trăite, instituite prin jertfa învierii și apoi celelalte preoții, pocăința, mirungerea, euharistia, maslu, cununia și așa mai departe. Dar avem și 12 coșuri de fărâmituri, deci învățătura adevărată a simbolului de credință, instituită în chipul apostolic, la sinodul apostolic, deci care va fi apărată de-a lungul creștinătății prin sinoadele ecumenice 1 și 2 respectiv, prin care învățătura celor 12 apostoli rămâne pe temelia și fundamentul. De ce le spunem fărâmituri? Pentru că o babă citește o carte, un teolog citește o carte, un boier citește o carte, un împărat citește o carte și fiecare rămâne cu ceva. Este loc pentru oricine să învețe din Sfânta Scriptură și ea nu se mai termină niciodată. Este loc să citești Noul Testament și el nu se termină niciodată. Este loc să citești Evanghelia și ea nu se termină niciodată. Citește o Evanghelie, nu mai multe, câte o singură pericopă în fiecare zi și dacă ți se pare că e mult, citește-o pe aceea de mai multe ori și ai să vezi că de fiecare dată îi găsești alt înțeles. Are altă lucrare, altă tâlcuire, altceva te luminează Duhul. De aceea cele 12 coșuri de sfârâmituri sunt simbolul peste veacuri a învățăturii celor 12 apostoli, preluată ce? În 12 filocalii, în 12 volume de Vețile Sfinților, poftim coșurile de sfârâmituri. Și nu mai vorbesc de toate PSB-urile, adică părinții și scriitorii bisericești care au tâlcuit și au făcut apologie și teologie și dogmatică și hristologie și mistagogie până ce s-a tixit bibliotecile de cuvântul lui Dumnezeu revelat. Dar pentru cine? Pentru omul preocupat de Dumnezeu. Astăzi avem o întâmplare aparte. Nici nu spune pe câți i-a chemat, pe mulți i-a chemat. Cuvântul mulțime înseamnă grămadă, adică înseamnă oarecare spațiu plin de oameni. Ați văzut unii Sfinți Părinți spun așa, că nu cantitatea, ci calitatea. Unii Sfinți Părinți nu spun înălțimea, ci intensitatea. Unii părinți spun nu suprafața, ci adâncimea. Deci, în momentul în care stai de vorbă cu Dumnezeu, stai în trei dimensiuni diferite. Poți să stai de vorbă cu Dumnezeu cu gura și rămâi la nivelul gurii. Latri mult, prost și fără rost. Psaltire, acatiste și ceaslov, fără efect. Rămâi în clasa întâi a rugăciunii. Aci te rogi, aci bârfești. Aci faci acatist, aci batjocorești. Aci blestemi, aci binecuvintezi. Și aici trebuie să fii foarte atent, pentru că este pentru amândouă posibilități răspuns în Sfânta Scriptură. Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzilor mele, când vorbește aiurea, sau pentru tot cuvântul de șer vom da seamă, sau cum spune Ava de la Pateric, de câte ori am tăcut, nu m-am căit, de câte ori am vorbit, nu m-am căit. Asta e respectiva papambo. Dar, în același timp, Apostolul Pavel, ca să nu lălăim noi mult rugăciunea, vine și așa și ne spune, păi nu vă rugați când vă rugați și spuneți multe ca băgânii. 5 cuvinte cu inima. Deci iată ce te împinge să treci de la rugăciunea gurii la rugăciunea inimii. Nu-mi rămâne tu în aceeași treaptă puturos, lene și trândav. A doua dimensiune de a vorbi cu Dumnezeu este cu inima. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Tu cunoști suspinarea inimii mele. Dorește sufletul meu de tine, Doamne, ca cerbul de izvorul apelor. Iar a treia dimensiune este mintea. Dacă mintea ta este curată și trupul tău și sufletul tău și inima ta este curată. Dacă ochiul tău este spurcat și trupul tău este spurcat. Dacă este întuneric mintea ta, întuneric este și înăuntru tău. Avem Evanghelie separată pentru treaba asta. Atâta explicație divină pusă în trei vorbe. Dar pentru a ajunge la cele trei dimensiuni, trebuie să fii un bun participant la cina cea mare unde au fost chemați mulți. De ce îi spune cina cea mare? Închipuiți-vă din punct de vedere filantropic
că poți să dai mâncare la un oraș, poți să dai mâncare la o țară, poți să dai mâncare la un continent și poți să dai mâncare la toată lumea. Oricâtă mâncare ai împărți, ea nu se termină niciodată și foamea nu se oprește niciodată. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos, fiind pus într-o asemenea situație, s-a adresat lui Satana și a spus: omul mai trăiește și cu, nu numai cu pâine, ci și cu tot cuvântul lui Dumnezeu. În Tatăl nostru, în rugăciunea noastră, găsim scris: pâinea noastră cea spre ființă, așa e pus acum, înainte era cea de toate zilele, adică cea de toate zilele, adică pâinea cea veșnică, la asta se referea, fiind limbajul literar sărac la vremea respectivă și puțin arhaizat. Pâinea cea de toate zile, pâinea noastră cea veșnică, că grâul dă pe ogor Dumnezeu și îl seamănă omul. Dar pâinea cea veșnică vine din potirul euharistic, eu sunt pâinea cea vie coborâtă din cer, din care cine mănâncă în veac nu mai moare. Eu am venit ca lumea să aibă viață din belșug. Și la această pâine, pe care Satana a vrut să ne arate îmbuibarea, a venit Dumnezeu și a spus: mai trebuie și cuvântul Dumnezeu, nu numai kilogramele pe noi. Ei, în momentul respectiv, cuvântul lui Dumnezeu intră ca o pâine în cina cea mare, în cina cea mare, și acea cină se ține într-un singur loc, casa Tatălui meu, casă de rugăciune se va chema. Și iată ce frumos spune Evanghelia. Azi m-am gândit eu că trebuie să o luăm mărunt, că e scurtuță, frumoasă și adâncă. Și a trimis la ceasul cinei, deci vezi, nu la orice ceas să mănâncă, era un moment anume, pe sluga sa să spună celor chemați: veniți că iată toate sunt gata. De unde știm noi lucrul acesta, că toate sunt gata? Știm din pregătirea cărții de slujbă numit Liturghier, din Sfânta Proscomidie, că atunci când se începe Sfânta Liturghie, se face hrănirea celor vii și a celor morți, ctitori adormiți, ctitori vii, conducători, popor, oaste, Maica Domnului, Sfinți, Mântuitorul însuși, se repetă taina nașterii cu steaua, cu pruncul, cu răstignirea, cu tot. Dar când începe liturghia sfințitoare și se trece de liturghia pregătitoare, în biserică se spune așa: cei chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, ca nimeni din cei chemați să nu rămână. Aici, vedeți, lucrurile se inversează și spune invers. Spune celor chemați: veniți. Ce interesantă chestiune. Deci până în ziua de azi în liturghier se spune: cei chemați ieșiți, și în Evanghelia de astăzi ne spune: cei chemați, veniți. Ce-o fi însemnând treaba asta? Înseamnă următorul lucru. Au trecut 2000 de ani de când biserica pregătește pe credincioși de primirea Sfântului Botez, de primirea Sfintei Euharistii, de primirea celor șapte taine în creștinism, și nu mai este vreme de așteptat. Deci nu mai este vreme de așteptat. Cum avem răspunsul la această, la mergi și spune celor chemați: veniți, răscumpărați vremea, că zilele rele sunt. E un cuvânt din Scriptură, e ceasul de pe urmă, e finalul, e apogeul, e finișul. Și când spune cei chemați veniți, înseamnă că nu mai trebuie să fie nimeni din cei chemați. Toți trebuie să-L știe pe Hristos, toți trebuie să-L fi descoperit, să-L fi cunoscut, să-L fi întrupat în ei prin gustarea și mâncarea și trăirea și rugăciunea lor, să-L fi împărtășit cu sufletul nostru și să ne fi împărtășit cu puterea Duhului Sfânt din El atunci de câte ori ne-am apropiat de potir. Și iată ce frumos spune: veniți că toate sunt gata. Așa e și firesc. Sfintele Sfinților, spune acolo. Sfintele Sfinților. Deci Iisus Hristos vine pentru cei sfinți, pentru cei sfințiți. Dar iată ce s-a întâmplat. Tocmai întâmplarea face că după atâta vreme și atâta chemare și atâta rugăminte, s-aude un răspuns taman neașteptat de la creștinismul nostru de 2000 de ani. Deci, pur și simplu, omul care a făcut cina, Dumnezeu, a rămas mirat
de cât de grosolane pot fi răspunsurile lumii la problemele zilelor de azi. Nu sunt probleme de ieri, sunt actuale. Și au început toți unul câte unul să-și ceară iertare. Ce înseamnă iertare în ziua de astăzi? Scuză-mă, te rog, nu pot. Scuză-mă, n-am vrut. Scuză-mă, n-am știut. Scuză-mă, nu suntem obișnuiți. Scuză-mă, nu le avem cu așa ceva. Aceasta era iertarea. Cel din tâi, iată o categorie de oameni, că nu-i vorba de un singur om. Țarina am cumpărat și am nevoie ca să o văd. Te rog, iartă-mă. Ia să vedem noi ce poate fi cu țarina asta. Țarina-i lumea. Așa spun Sfinții Părinți. Și dacă el și-a cumpărat o țarină, categorică poate fi un primar, un prefect, un consilier, un senator, un consilier județean, un secretar, un contabil, are ceva în țarina aia de rezolvat. E preocupat de ea. Și chiar dacă ar fi un țăran care are 500 de hectare și are și o asociație agricolă, tot de țarină are treabă. Și nu ți-e de mirare când duminica îl găsești arând, nu ți-e de mirare când duminica treieră, nu ți-e de mirare când duminica duce la moară, nu ți-e de mirare când duminica fertilizează sau erbicidează, că doar Holda n-are sărbătoare. Bine că a avut timp Dumnezeu să o crească, să o ude, să o păzească de sloată, de piatră, de nenorocirea văzduhurilor, că de aceea ne rugăm în biserică pentru buna întocmirea văzduhului, ca să nu crăpăm de un trăsnet sau de o căruță de gheață în cap. Dar e greu să-ți dai seama că poți greși și poți fi ridicol. Dar el a spus, te rog, iartă-mă. Așa vor spune și neamurile din zilele noastre. Ne pare rău, noi am avut funcții publice, n-am avut timp de biserică. Asta e pentru proștii de jos. Da. Al doilea om. Am 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Te rog, iartă-mă. Acum nu știu despre ce e vorba. Când a spus că are 5 perechi de boi, să fie vorba de boi la propriu, adică de vite. Nu spune așa tâlcuitorii Sfintei Scripturi. Ci se spune în Nicodima Ghioritu că omul are 5 simțuri. 2 ochi pereche, 2 nări pereche, 2 urechi pereche, 2 picioare pereche, 2 mâini pereche. Și mai are și o limbă și o gură. Sunt surori, umblă împreună. Fac rău împreună. Ce face spurca ta asta de gură? Binecuvintează. Ce face spurca ta asta de gură? Blestemă. Ce face spurca ta asta de gură? Ucide. Ce face spurca ta asta de gură? Clevetește. Și nu e nevoie să o repet pe detailat, ci într-un cuvânt. Un boier avea un filozof la curtea lui și pentru că era muritor de foame, cum se întâmplă și azi, salariu mic, și chiar dacă ai 7 facultăți, mai calci unul, fă la unul mai bogat, mai faci curat, mai așezi într-un raf, mai dai cu aspiratorul, mai vopsești un gard, îi tunzi o grădină. Și văzându-l, boierul respectiv, că e un om gospodar, dar și cu calități intelectuale, l-a strâns la curtea sa și îi făcea lucrurile de curte mai mărunte și i-a spus: merge în târg că am prieteni la masă și adun cea mai bună carne. Și i-a dus tot o limbă de vită, de bou, de porc. Cred că era de bou, că boi sunt azi în Evanghelie. Văzându-l mirat, i-a spus: acum mergi în târg și adă-mi atunci și o carne care este cea mai bună, dacă cea mai rea mi-a adus limba. Sau cea mai bună întâi și cea mai rea pe urmă. Și i-a adus tot o limbă. Și a zis: nu-ți pricep tâlcul zilei de astăzi, te știu un om înțelept și echilibrat. Ai luat aceeași carne de 2 ori? Da, sfințite boier, da, cinstite stăpâne. Limba aceasta este rădăcina tuturor relelor de pe pământ. Și spune la psaltire: omul limbut nu se va mântui pe pământ. Mântuitorul a spus altfel: binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Faceți bine celor ce vă fac rău. Nu țineți minte rău. Aruncați în dușman cu pâine, grămădiți pe capul lui cărbuni aprinși. Păi una din Evanghelie.
că voi oameni răi fiind dați daruri bune fiilor voștri. Dar dacă voi răi fiind dați daruri bune fiilor voștri, cu cât mai mult Dumnezeu nu dă cele bune celor ce cer de la dânsul. Și această nenorocită de limbă, care și ea face parte din simțuri, poate ucide și prin cuvânt, și prin sentință, și prin hotărâre. Pentru că, să știți, este foarte controversată povestea în societate. Ce facem? Judecăm, clevetim sau tragem concluzii? A judeca înseamnă o sândie, a da sentință. A cleveti înseamnă a vorbi ceva ce nu e adevărat. De exemplu, eu am ciudă pe cineva și spun, a, dar ai un prost, nu te lua după el, îți spun eu că îl cunosc, tu habar n-ai despre el, dar vorbești de rău că te simți bine. Atrage concluzii. Vai săracul omul ăsta, e risipitor. Aici nu l-ai judecat. Ai împărțit o părere. Vai săracul, e dezordonat. Vai săracul, e murdar. Vai, e leneș. E o presupunere. Aia se poate corecta. Dar când tu mântuiești sau dezmântuiești pe unul sau pe altul, nu mai este ția, da. Că a spus Ioan Evanghelistul, cine judecă pe aproapele lui mai înainte de mine, antihrist este. Cine spune că iubește pe aproapele, nu. Cine spune că iubește pe Dumnezeu pe care nu-l vede și urăște pe aproapele pe care îl vede, acela antihrist este. Păi uitându-ne în sânul propriu al nostru, cam ce fel de antihrist suntem noi, că noi urâm cel puțin câte 10-20 de persoane fiecare. Șeful să le ia dracu, cel de la poartă că ți-a căutat în geantă să le ia dracu, cel de la piață să le ia dracu că vinde scump, cel de nu știu unde să le ia dracu că te-a ținut mult la servici. Deci e sentința noastră sinceră. Noi suntem aceia, să ne regăsim în propria idee. Iată ce fel de boi. Piciorul te duce la rele, mâna te duce la rele, gura te duce la rele, urechea te duce la rele, că sunt mai ușoare bancurile decât stihurile din psalmi, că sunt mai ușoare prostiile și vorbele de șarte decât un cuvânt al Sfintei Scripturi. Ochii te duc și ei la rele. Da. Ochii sunt oglinda sufletului. Vă dați seama ce suflete ipocrite avem, ținând cont de ceea ce face fiecare om cu ochii lui. Nu mă refeream la rimel sau la sprânceana falsă. Aia e o chestiune de design, ca graficianul care mai trage la casă o dungă roșă, îți pare frumoasă. Dar nu asta. Efrem Siru întreabă într-una din tomurile sale la un cuvânt. Care ochi sunt cei mai periculoși? Cei negri, cei verzi, cei căprui, cei albaștri? Nu. Cei mai periculoși ochi sunt ochii zavisnicului și a invidiosului, care văd binele în rău sau imaginea o detorsionează. Dacă ăla merge pe drum corect, invidiosul vede că nu mergea corect. Dacă ăla vede că e îmbrăcat corect, ăla din răutate nu îl vede îmbrăcat corect. Dacă vede că făcea bine, nu ăla îl vede că făcea rău. Și de aceea pentru noi creștini mântuirea este relativă. Relativă. Sfântul Antonie cel Mare, un mare trăitor și ascet al pustiului, a ridicat glas la Dumnezeu și a spus, Doamne, ce vei face cu toată lumea asta care greșește? Ce vei face cu lumea asta pe care ai creat-o? Știți care a fost răspunsul Dumnezeului? E treaba ta? Nu-i treaba noastră. Noi formulăm acea obișnuită replică, ce mult s-a stricat lumea. Nu s-a stricat nimic, fraților. Tot puncte cardinale la fel sunt, tot legi morale și conștiință la fel sunt, doar noi le întoarcem și le răsucim. În loc să dai bună ziua în juri sau ghiontești, în loc să vorbești frumos, jicnești, urli, țipi sau te isterizezi, Noi ne-am stricat, noi suntem lumea, fiecare cu neputința lui. Unul mai cleptoman să fure, unul mai bârfitor, unul mai clevetitor, unul mai dușmănos, unul mai bătăuș, unul mai criminal, unul mai curvar, unul mai sclintit, unul mai oligofren ca altul. Noi am stricat-o. Dar o putem îndrepta prin părerea de rău
și îndreptarea, care este prima făptuire morală, plecarea spre cină. Când omul se spovedește și se împărtășește, are teama lui Dumnezeu în suflet, dar nu teama aia de câine hăipit că îți dă cu ceva în cap. Dumnezeu nu omoară pe nimeni, dragă. Nu-l interesează pe Dumnezeu că ai mâncat tu de dulce în post. Îl interesează că ești mârșav și știi că poți mânca miercuri fasole, dar mănânci carne să-l sfidezi. Asta îl deranjează pe Dumnezeu. Nu că mai vine câte o băbuță și spune, fără să vreau un gustat cu ulei. Și care-i treaba? Bine că ai gustat, să nu mai guști. Dar când tu vii ipocrit și plin de sine și spui, părinte, eu nu pot să postez, nu postez. Ei, nu postez, nu postez. Treaba ta, ce stau eu să îți explic ție de ce trebuie să postești. Nu vrei, nu vrei. Când ai să simți nevoie, să postești. Are grijă doctorul să-ți dea un regim de ala pentru pancreatită, cu apă și cu bruieni. Altul spune, femeie mi-am luat și de aceea nu pot veni. Sigur veți aștepta un răspuns la capitolul femeie. Aflați că în Sfânta Scriptură și în Împărăția lui Dumnezeu nu sunt nici bărbați, nici femei. Toți sunt ca îngerii lui Dumnezeu. Nu eu am spus-o, ci Hristos. Și fiindcă e vorba de cina cea mare, sau s-ar putea să fie o cină apocaliptică, sau cu Hristos de față, aici nu mai este bărbat și femeie. Aici toți sunt sfinți. Aici au un singur atribut înaintea lui Dumnezeu. De drept, nu spune dreptele vor sta înaintea lui Dumnezeu. Drepții vor sta înaintea lui Dumnezeu și munca nu se atinge de ei. De ce? Pentru că sufletul nu e nici masculin, nici feminin. N-are treabă. El este înger. Omul îngeresc, omul lăuntric, este ceva special, divin. Și când spune, mi-am luat femeie și mă duc să... Și de aceea nu pot veni. Un alt evanghelist spune, mă duc să o încerc. Nu e concubinajul sau căsătoria de probă, nu asta înseamnă să o încerce. Ci înseamnă neputința fiecăruia din noi față de faptele noastre. Dacă ați citit la Origen, el a scris o tâlcuire legată de viața lui Moise, un fel de PSB frumos, în care arată acolo ce făceau moașele din porunca faraonului, ăla fiind dracu, cum se spune, în tâlcuirea mistică, când se năștea un prunc de parte bărbătească, îl omorau, când se năștea un prunc de parte femească, îl lăsau, de ce? Ca evreicele, când vor fi tinere și se vor culca cu păgânii, să facă un popor amestecat, adică să se strice rânduiala iudaică. Dar virtutea poate învinge. Când s-a născut Moise, a fost pus în coșuleț și dat pe apă. Coșulețul ce poate fi decât cristelința botezului și apa ce poate fi decât cuvântul Evangheliei. Știi, simboluri adânci. În alte vechi nu le găsești pe tarla. Dar moașa n-a avut curaj ca să-l omoare. De ce? Pentru că noi când gândim să facem rău, avem niște trepte ale păcatului pe care plecăm la păcat. Nu iei barda și pur și simplu ai deschis poarta și dai la primul om în cap. Când faci treaba asta, ai niște argumente. Ori ți-a furat vaca, ori te-a jicnit, ori te-a lovit în orgoliu, ori ți-a băgat mâna în buzunar, ori te-a înșelat. Tu porți o bubă. Ei, buba aia e femeia din noi. Țineți minte? Spune acolo Mântuitorul. Nu numai că n-ai ucis, ci ură de frate dacă ai avut păcat de moarte, ai săvârșit, om ucidere. Pentru că ce se întâmplă? Rădăcina păcatului nu constă în fapta în sine. Vine unul și spune, l-a spovedit, da, părinte, am curvit. Deci, cred că ai curvit ce? Ești primul care ai curvit? Eu trebuie să știu altceva. S-a întâmplat, nu te poți abține. E o obișnuință și el vine și spune, părinte, e un păcat de care nu mă pot lăsa. Oho, asta e așa. Aici am de-a face cu o femeie. Deci păcatul în tine durează, e ca o... cel mai lung și mai scârbos din ăsta vierme care stă în om, se cheamă tenia de câțiva metri. Ei, cam așa e păcatul ăsta în om. Ca o tenie. Dacă este un vermișor mic, îl ucizi, că l-ai spovedit și a plecat. Deci motivul curviei tale nu e o întâmplare. Am luat un element, că vorbim de femeie. Deci
motivul curviei tale nu e o femeie, ci e patima din tine. Că dacă ai spune, da, păi, te-am greșit odată, e firesc, poate curiozitatea, poate nebunia, poate tinereța, poate nebăgarea de seamă, poate nestăpânirea, iuțala sângele, sunt mii și mii de motive pentru care un om poate greși. Dar când ți-e-ți place mereu să greșești, înseamnă că în tine zace patima. Și când spui o patimă, două patimi, e femeie. Ați înțeles? Deci patima să o omorâm, nu păcatul. Că dacă ai omorât păcatul, dacă ai omorât patima, păcatul nu mai este. Că n-are cum un om nepătimaș să ducă să fac prostii. Și asta nu numai la asta, la băutură. Ați văzut cu câtă nerușinare încearcă bărbații să dea vina pe stavarache și să spună, zice, părinte, nu mă pot abține, e de la diavolul. Stai, dragă, diavolul n-are cazan de țuică, n-are livadă de prune, dracul n-are sterilizator, n-are îmbuteliere, n-are magazin de desfacere și n-are nici sluci să-ți caște gura cu menghina să-ți toarne ție litru pe gât. Tu o faci și dai vina pe el. Deci acolo e patima. Dar vine omul la spovedit și spune, părinte, e post, dar vă spun, muncesc din greu și am mai luat un pahar de vin dimineața, unul seara. Bine, frate, te-ai îmbătat? Nu. Abia e altceva și a te îmbătai altceva. Deci, când ai băut, ești tu, când te-ai îmbătat, e femeia din tine. Furi! Mergi pe o tarla, da? Și vezi trei popușoi frumoși. Te tentează unul să le iei de sămânță acasă. Dar când te-ai trezit cu sacul în toată jireada omului și știi că era jumătate de coșera, data aia nu mai e poftă de un porumb de sămânță sau de fiert. Aia e patima, e femeia din tine. Deci ați priceput cum e cu femeia? Cu cât se lungește păcatul și îl poftești mai mult, e ca la contabilitate. Parcă ai mai pune un zero, parcă ai mai pune o virgulă, parcă ai mai pune o cifră. Așa e și păcatul om. Ai mai adăugat ceva. Se și fac bancuri pe această chestiune. Se spune, zice, mai păcătuiți odată că iese cu zecimale. Iese cu zecimale în mintea noastră. La Dumnezeu iese cu iad. Că spune undeva în învățătura Scripturii și pe la părinții apostolici, când greșești fără de știință și n-ai știut, se iartă mai ușor, dar când o faci cu bună știință și o repeți așa din pasiune, atunci nu mai se iartă deloc, că ai rea voință. Pe viclean urăște Domnul. Vine mai departe și spune așa, sluga. Și întorcându-se, sluga a spus stăpânului lui toate cele ce a auzit mai sus. Cine-i sluga? Au fost sfinții apostoli, au fost sfinții proroci, au fost sfinții ierarhia, deci clerul, biserica care propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu și dă socoteală de noi și de păcatele noastre atunci când ne spovedim și spune, Doamne, pe ce să împărtășesc că biserica e goală? Doamne, cui să predici că biserica e goală? Pe cine să... cui să-i faci liturghie că biserica e goală? Și atunci se aude glasul stăpânului ceresc, dar îi se schimbă rondul. Altfel pornește treaba. Fiind vorba de parusie, dacă ați citit prin Apocalipsă, spune la un capitol undeva, nu știu dacă o fi 7 sau 6, spune așa, și va trimite Dumnezeu pe îngerii săi să-i aleagă pe cei aleși și să-i însamne. Unde am mai întâlnit lucrul ăsta? La ieșirea lui Moise din Egipt, când au fost plăgile lui Faraon. Le-a dat poruncă să tăiați mielul, să mâncați, nu zdrobiți oasele, nu-l împărțiți, nu-l lăsați pe a doua zi, ardeți tot, dar cu sângele de la miel să ungeți ușorii de la ușă. Era simbolul cunoașterii celor care respectă legea Vechiului Testament și care țineau de legea lui Israel. Ăla era arhanghelul. Și a trimis îngeri și unde era sânge pe ușă, n-a murit niciun întâi născut. Unde nu era sânge pe ușă, întâiul născut era mort, pentru că era lovitură, era plagă de la Dumnezeu ca să-i trezească. Ei, așa e de data aceasta în situația de față. Căci întorcându-se sluga și povestind despre toți, și de unde știm că sluga se întoarce? Poate cineva să-mi argumenteze, spune în Sfânta Scriptură, nu defăimați pe cei mai mici ai voștri, că îngerii lor pururi văd fața lui Dumnezeu în cer. Deci orice om s-a născut cu un înger păzitor,
Iar lăsați că nu se moare așa ușor. Un înger păzitor care zilnic înregistrează cele bune și cele rele și le duce la Dumnezeu sau le aduce de la Dumnezeu. Ce aduce de la Dumnezeu? Harul. Ce duce la Dumnezeu? Fapta, scara lui Iacov. Urcau și coborau îngerii lui Dumnezeu. În schimb, aici e vorba de altceva. Ajunge la urechea lui Dumnezeu de la îngeri cuvântul din psalm. Toți s-au abătut, netrebniți s-au făcut. Nu este cel ce face bine, nu este până la unul. Toți fiii oamenilor, în balanță de șertăciune sunt fiii oamenilor. Și vine Dumnezeu în Vechiul Testament, pe la Noe, pe la potop și spune: nu va fi Duhul meu în oamenii aceștia, pururea cu ei. Adică faptele lor au depărtat puterea Duhului Sfânt. Faptele lor a ars Sodoma și Gomora. Faptele lor a năruit Erihonul. Faptele lor a topit toate popoarele păgâne sau uneori a lăsat mistuiți și biruiți pentru că și iudeii călcau porunca lui Dumnezeu. Deci era mânia și mânia lui Dumnezeu, mâncarea fiind în gura lor, mânia lui Dumnezeu a venit peste dânșe. Când se plângeau în pustie că crapă de foame și le-a dat mană și au umplut mai mult decât le trebuia, le-a dat prepelițe și cristei, un fel de gâze cărnoase ca niște răcuste, ca parcă niște păsărele, și au început să adune și din alea să aibă, că așa e omul, dacă nu-și face un hambar, nu simte bine. Îți trebuie 10 kg de ulei în beci, 10 în lada de congelat, 10 în podul casei și 10 sub casă în beci. Că nu știi ce vremuri vin. Dar nu te întreb dacă tu mâine ajungi să-l mănânci, sau poate îți trebuie de parastase. Ei, stăpânul văzând nerușinarea, după 2000 de ani de creștinism, că biserica tot goală este, nu în sensul de a fi plină cu oameni, ci plină de Duh Sfânt. Vă aduc aminte ce spune Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos. Stând într-o biserică, a văzut oameni cu cap, oameni fără cap, strane goale și strane pline. Și a trecut îngerul. Pe unii care aveau cap, nu i-a miruit. A venit în strane care erau goale, pe unele le miruia, pe unele nu le miruia. Pe lângă unii oameni treceau, iar pe lângă cei fără cap nici nu se uita. Și întreabă Sfântul Andrei pe înger: ce înseamnă aceasta? Și îi spune îngerul: mare taina lui Dumnezeu, zice, când începe slujba în biserică, îngerii vin și caută pe cei de la slujbă. Dacă îl găsește cu mintea în biserică, îi dă binecuvântarea de la Dumnezeu și o pune pe frunte. De aceea, cei care n-au cap, nici nu sunt în biserică. Ei, trupul e în biserică, mintea lor, cine știe unde, e pe un deal sau acasă, la treabă, la afaceri, la bazar, mai are acolo de deschis toneta, că îi mai trebuie la chirie, la datorie, la probleme. Trece, găsește strana goală și o înseamnă. Păi dacă acolo nu e om, de ce a însemnat? Cel care trebuia să stea acolo, unde se află el acum, e bolnav și suferă, dar e în rugăciune. Iar cel care e în strană și nu-l înseamnă, el nu e acolo, că nu e în biserică. Dar are cap în sensul că aude, dar nu înțelege și nu vrea să aprofundeze. Și cam așa suntem noi. Noi toți avem cap. Avem cap. Dacă n-am avea cap, nu ne-ar sta în fotografie bine. Dar esența nu-i să ai cap, să ai minte întrânsul. Pentru că tocmai așa spune luminătorul trupului este ochiul, iar luminătorul sufletului este mintea. Mintea. Mintea nu în sens de creier omogen, acea masă amorfă de carne, care nimeni nu știe din ce material e făcută, dar e interesantă că reține pe ea informația. Cortexul, cum îi zicem noi. Dar întrebarea este alta. De ce să n-avem noi minte când putem avea minte? De ce să n-avem minte când avem izvorul înțelepciunii pe cuvântul din veac, când avem puterea cuvântătoare de la Dumnezeu, când avem puterea rațională de la Dumnezeu? Toți ar trebui să avem minte. Toți ar trebui să avem minte. Auzi ce frumos spune David profetul. Omul în cinste fiind, asemănatul s-a dobitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Parcă aș fi tentat să cred că cele 5 perechi de boi, noi suntem acei boi care nu pricepem Scriptura și legea lui Dumnezeu și o călcăm cu bună știință. Deci când spune 5 perechi de boi, se referă la simțurile noastre care pe fiecare în parte ne aseamănă cu un bou. Dar greșește, nu-i corect. Cunoscuta boul și asinul
ieslea stăpânului său, Izrael nu m-a cunoscut pe mine. Spune Dumnezeu Vechiului Testament. Deci, și de unde știm lucrul ăsta? La naștere, când era afară răcoare și fric și ploaie, că nașterea lui Iisus la Ierusalim, fiind în decembrie, deci apoi timp ploios și rece, nu era vorba de nămeț, Moș Crăciun venea de prin nămeț, că venea din nord ăsta, Moș Gerilă, Moș Crăciun, era tot în Ierusalim, avea oaspeți. Dar la casa lui Crăciun nu s-a găsit milă. N-am unde, este un graj de acolo vechi, rămas de pe vremea lui David, unde își pășteau oile, părintele nostru, strămoșul, du-te acolo și naște. Dar, la ploaia și la frigul de afară, că așa spune, vântul bate, nu-l răzbate, neaua ninge, nu-l atinge. Probabil coborâse puțin gradele și săreau fulgi de zăpadă, așa au fi fost. Dar, ce rămâne important, au venit animăluțele la iesle și au început să pufăie cu nările aer cald să încălzească pruncul Iisus, nu caloriferul, nu centrala, nu soba. Deci, vedeți, animalele și-au cunoscut pe stăpânul său, Izrael nu l-a cunoscut. De ce nu l-a cunoscut Izrael? Fecioara Maria nu era cea din templu, din Sfânta Sfintelor? N-a rămas mirat tot Vechiul Testament când a văzut că Zaharia a dus-o în Sfânta Sfintelor, că a fost hrănită de înger, a auzise despre ea lucruri minunate, întâmplarea cu îngerul și toate celelalte, că toate erau propovăduite la vremea aia, circulau, cum auziți voi astăzi, prostiile astea de 2 lei. Băi, ai auzit tu cu tare ce a făcut? Așa circula și în vremea respectivă minunile. De exemplu, când îmi spune, când voi între voi spuneți, băi, am auzit eu că în cutare loc este o icoană, dacă te închini și o săruți, gata, te vindeci. Toată lumea buluc acolo. Altul spune, am auzit eu că în cutare loc există niște moaște, dacă te duci, te închini, se întâmplă cutare lucruri. Toată lumea, așa era și atunci. Deci circula zvonul acesta, să știa de venirea lui Iisus, forfotea lumea. Dar n-aveau treabă, erau răi și reci. Și dobitoacele erau cele care înțelegeau. De-aia v-am spus că stăpânul s-a mâniat și atunci a făcut altceva. Știți ce a făcut? Să vedeți. Atunci ieși în piețe, în uliți și în cetăți. Deci când a spus în piețe, n-a spus într-o singură piață. Când a spus în uliți, n-a spus un cartier. Mergi pe ulițile Ierusalimului sau Betleemului. Nu. Când a spus cetăți, păi tot cetăți, toată lumea. Și auzi ce s-aduni de acolo, nu orice. Săraci, neputincioși, orbi și șchiopi. Cine erau săracii? Cei care n-au zis în viața lor de cuvântul Dumnezeu sau aveau o vagă idee despre Dumnezeu. Șchiopii sunt cei ce schimbau legea, poate chiar samarinenii care aveau amestecătură și păgână și iudaică, sau femeia hananiancă care a venit și a vrut fărmături de la masa stăpânului. Noi nu știm cum a ales Dumnezeu neamurile, pentru că aici la neamuri se referă. Ori care n-au auzit de Dumnezeu niciodată. Când s-a născut pruncul Iisus, a fost o mare taină. Pe pământ nu era la modă astronomia, citirea stelelor, ci era astrologia. De aceea magii au venit cu atâta bucurie la Ierusalim să se închine, că au descoperit o cale nouă de cunoaștere a cerului. De la stea s-au învățat să se închine ție soarelui dreptății și să te cunoască pe tine răsăritul cel de sus, deci soarele mai presus de soare. Stelele mai presus de stele, stelele cântătoare, stelele vorbitoare, stea din Iuda, sceptru din Iuda și stea din Iacov, spune prorocia. Deci iată, aceștia erau orbi, ei n-au văzut lucrurile astea niciodată. Dar în momentul în care Iisus s-a răstihnit pentru toate neamurile și au plecat cei 12 apostoli trăgând la sorți în toată lumea, mai avem în Noul Testament o Evanghelie de genul când spune după Capernaum, să petrece acolo minunea la Capernaum și la un moment dat spune mulți de la răsărit și de la apus și de la miază zi și la miază noapte vor cina la masă în împărăția lui Dumnezeu cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Iar fiii împărăției vor fi dați afară. Deci eu am venit pentru slava poporului lui Israel. Dar dacă Israel nu m-a primit
lui lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău celui binecredincios, slavă că ai putut crea Mântuitor sub vrem, că înainte de vrem era Dumnezeu. Da. Și spune mai departe, sluga, e prima oară când îi dă titlu, deci ce frumos, deci e vorba de o judecată completă. Nu mai spune un om oarecare, auzi ce frumos spune sluga. Doamne, iată cine-i stăpânul cu cina. Domnul, făcătorul cerului și al pământului, a celor văzute și nevăzute. S-a făcut precum ai poruncit și tot mai este loc. Aici am vrut să ajung, că suntem și la final. Tot mai este loc. De ce mai este loc? Pentru că mergând odată măcare prin pustie, a dat de o tigvă ilinească și a lovit-o în glumă cu piciorul, cum joci pe stradă, dai de un pet de ăsta de suc și dai cu piciorul să nu fie în calea ta. Și tigva a spus, de ce mă lovești, Macarie? Și Macarie și-a permis să continue dialogul cu tigva ilinească. Dar tu cine ești? Eu sunt popă idolesc. Și sufletul tău unde este? În iad. Dar în iad unde stai? Deasupra creștinilor care au cunoscut legea ta. Opa, lucrurile se schimbă. Și cum e acolo în iad? Și spune tigva mai departe, pentru o clipă, când faceți pogorârea Duhului Sfânt peste daruri la liturghie, ca un fulger să luminează tot iadul. Și acum eu pun întrebarea, oare de ce? Să-și aduc aminte toate neamurile pământului că au avut cel mai mare dar și cel mai mare preț. Carnea și sângele lui Dumnezeu la dispoziție să mântuiască și l-au ignorat. Am boi, am femei, am țari, n-am treabă, hai pa! Deci iată de ce. Deci ăsta este răspunsul și nu s-a umplut casa. Nu s-a umplut casa pentru că teoretic când citim prologele și viețile sfinților descoperim bunătatea lui Dumnezeu. Dar când ne ducem și ne coborâm în iad, totuși acolo zac mii și mii și miliarde și milioane de suflete care n-au avut parte de Hristos, fie din rea voință, fie din necunoștință, fie din impertinență, fie din nesimțire, fie din indolență, din ignoranță. Și nu e nimeni vinovat, că așa spun oamenii. Dacă Dumnezeu e bunătate, de ce a făcut iadul? A simțit și el nevoia, așa bun cum îi, să se răzbune pe cei care le-au la mișto. Și le-a dat un loc după plăcerea lor. A spus, vă place întunericul? Stați în întuneric, fraților, cu sâla la lumină nu vă trag. Cel ce vrea să vină după mine, de bună voie și nesilit de nimeni, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Așa a spus în Evanghelie. Deci de bună voie și nesilit de nimeni. Deci din cei care sunt azi în biserică, niciunul n-a fost adus aici la program că trebuie să semnez un borderou. Din plăcere a venit. Iar cel ce doarme acasă și mănâncă și huzurește, desfrânează, păcătuiește, tot din plăcere o face. Și Dumnezeu nu-i calcă plăcerea. Dar în schimb a chemat pe alții la cină. Îi pentru tine, dar n-o meriți. Ați văzut cum se întâmplă. Sunt doi frați la o mamă. Unul vine mai repede la școală, deschide frigiderul, găsește bun, bagă tot la ghiozdan ce-a găsit și vine la alt. Mamă, nu mai este mâncare. Dar tu ce n-ai venit la program, ai jucat mingea până seara? Așa e și aici. Și venind mirele la nuntă, ușa s-a închis, iar fecioarele de dincolo de ușă au strigat, Doamne, Doamne, deschide nouă, nu vă cunosc pe voi. Deci ăsta e răspunsul. Știați că trebuie să vină mirele. Trebuia să aveți și unde lemn în candelă, trebuia să aveți și candelele aprinse. Deci asta e Evanghelia de azi. Și a zis, de data aceasta, iată, se schimbă și ton și tot. Ia uitați-vă ce gravitate pe finalul Evangheliei. Și a zis stăpânul către slugă. Mai interesant, nu s-a mulțumit cu atâta Dumnezeu. Ieși la drumuri și la garduri. Silește-i să intre să mi se umple casa. Aici problema se schimbă într-un act dramatic.
Că vrei, că nu vrei, că îți place, că îți convine, că nu-ți convine, că mușchii tăi socotesc să vii sau nu, chemarea e de față. Și vor învia cei care au făcut cele bune spre învierea vieții și a odihnei, și vor învia cei care au făcut cele rele spre învierea osândirii. Că într-o clipeală de ochi, toți vor fi la judecată. Auzi ce spune Scriptura? Ai impresia că vine Dumnezeu să te întrebe dacă vrei tu să dai la CEDO că nu-ți convine judecata? V-am mai spus și duminica trecută acele impresii pur ortodoxe românești. Vai, mi-am pierdut încrederea în biserică. Dar ce ți-a dat ție autoritatea să-ți dai tu cu părerea dacă ai sau n-ai încredere în biserică? Erai cumva la taina nașterii? Ai semnat tu în recesământul lui Cezar Augustul prezența Fecioarei Maria? Sau erai cumva în iesle pe post de bou și suflai pe Iisus căldură? Tu nu ești în stare să-ți cunoști CNP-ul din buletinul care îl porți sau să-ți știi exact descendența cu trei neamuri în urmă și vii să-și dai cu părerea despre autoritatea Duhului Sfânt în biserică. Cum lucrează și de ce lucrează așa? Deci asta este adevărată ipocrizie, să vii tu să-i explici lui Dumnezeu: Doamne, nu ești perfect, ești mai puțin imperfect. Adică nu faci cum gândesc eu. Și spune Dumnezeu: crezi că voi fi asemenea ție? Vedeai curvarul și tâlharul, cu el partea ta puneai? Te voi mustra și voi pune înaintea feței tale toate păcatele tale. Căci vă zic vouă, auzi ce frumos încheie stăpânul mai departe, niciunul din bărbații aceștia care au fost chemați nu vor gusta din cina mea. Noi toți ne-am botezat, ne-am cununat, ne-am spovedit, ne-am împărtășit, avem maslu, avem dezlegări, avem tot ce ne trebuie. Dar ne-a găsit moartea fără cină. Și cel mai mult, și într-adevăr, e rușinos, e jenant, e dureros, n-ai cum în calitate de preot să-l jicnești pe creștinul tău, că nu-i frumos. Dar vine și spune: părinte, mi-a murit tata, mi-a murit mama, mi-a murit sora, ce-o fi ruda? Zic, da, era împărtășit, mergea la biserică? N-avea treabă, părinte, de câțiva ani. Dar nu era om rău. Sigur că nu era om rău cu dragă. Cum să fie om rău? Păi când mergi la abator și iei oase pentru câini sau carne pentru canișe din astea, o iei rea, o iei bună, marfă pentru iados, o mestece, drace, că acum a demestecat. Sigur că nu erau răi. De vreme ce Duhul lui Dumnezeu nu va străluci într-o dânsi, de vreme ce puterea Sfintei Cruci nu va fi însemnată pe fața lor, de vreme ce păcatele n-au fost dezlegate, sigur le dă în iad, o să facă o alee de asta cu becuri inflorescente, să nu stea Domnul sau Doamna în întuneric. Era bun la suflet. Dacă ai fi fost bun la suflet, spune Mântuitorul în Evanghelie, de ce mă numești bun când bun e numai Dumnezeu? Era bun în ochii noștri, da? Părinți din aia care muncesc și lasă avere gheboasă la copii să aibă ce bea, strica, vinde și părădui. Aia nu sunt părinți buni. Aia sunt părinți care își strică proprii copii și îi lipsesc de suflet. Deci niciunul din aceștia nu va gusta din cina mea. Deci noi azi putem gusta. Cina este la dispoziția noastră, s-a săvârșit, s-a sfințit, v-ați dezlegat, v-ați spovedit, ați primit bilețelul, v-ați luat lumânarea, dar mai trebuie un singur lucru. Când te duci la altar să duci darul tău, împacă-te cu părâșii tăi pe cale, lăsând darul la altar, adică inima curată și sufletul smerit acolo, ca nu cumva ei să te judece, adică plecând împărtășit cu nevrednicie sau cu păcate nespovedite sau cu minciună sau cu viclenie sau cu ipocrizie sau cu fățărnicie sau cu evlavie falsă sau cu ascunziș, ca așa spune încântarea de la postul mare la Pentecostar: curățiți-vă ascunzișurile inimii și scoateți cererele din inimile voastre să intre Hristos prin cruce și prin înviere. Același lucru este și la naștere. Să ne curățim simțirile, să ne luminăm ascunzișurile inimii, să intre Hristos cu steaua magilor și cu magii și cu ieslea și cu fecioara în inimile noastre. Amin.